Concepto Cultural Society, un alt fel de mit al întoarcerii. De la o vreme nu îmi place să se seara din casă. Am făcut-o însă zilele trecute pentru că se inaugura un concept store, Concepto Cultural Society. Numele suna incitant. Cunoșteam pe artistă, îi cunoșteam părinții. Așa că merita să mă duc. Într-adevăr, lucrurile stăteau altfel decât s-ar fi așteptat toată lumea. După prostul meu obicei, m-am dus la fără 10 să pot vedea în liniște până nu se adună lumea. Am intrat în sala cochetă unde erau aranjate colecțiile și am pătruns parcă într-un studiu estetic al Suzanei Sontag. Artista parcă alesese ca temă liniștea în croiul hainelor, dusă până la stadiul simplificării finale. Sontag avea dreptate. Cele mai valoroase opere sunt receptate de publicul avizat ca o acțiune simplă, de retragere în tăcere, contrar obiceiurilor hipermodernismului isteric al majorității tinerilor, cel de a irita, de a provoca privitorul, tot ce exista acolo era mai degrabă o frumoasă punere în scenă a tăcerii, ca probă maximă a seriozității în estetica designului de modă al unui artist deja format, deși destul de tânăr. Mi-am dorit să știu mai mult despre arata modei, mi-a spus artista Ariana Bârc, a confecționării hainelor. Și am ales, cu toate că am știut că nu va fi ușor, unul dintre cele mai mari orașe, Londra, care mai târziu a devenit a doua casa a mea. Am studiat la University of the Arts, London, unde una dintre cele mai bune școli de design din lume și am iubit această perioadă. N-a fost ușor, dar nu mi-a fost deloc rușine să merg din ușă-ușă cerând un internship, dorind ca cineva din cei mari să mă învețe abilitățile pe care acum le stăpânesc. Am știut întotdeauna că vreau să studiez și să activez în acest domeniu, iar asta m-a ajutat mult, cred. Dar dragostea mea pentru design și capacitatea de a găsi inspirație oriunde este ceea ce mă împinge cu adevărat înainte și recent unul dintre cele mai mari vise ale mele a devenit realitate, să mă întorc acasă, în orașul meu natal. Și chiar dacă a presupus un efort considerabil, am deschis zilele trecute un concept store în Cluj, exact așa cum mi l-am imaginat. Pentru mine, acest concept store reprezintă tot ceea ce am învățat în timp ce a fost departe, departe de ai mei, cu suișuri și coborâșuri, totul adunat într-un singur loc. Mă consider o persoană profundă, așa că tind să găsesc sens în cele mai mici lucruri. Și de aceea am creat Concepto Cultural Society, din dorința de a împărți cu clujenii mei, dar și cu cei din străinătate care ne vor vizita, miile de idei și notițe pe care le-am adunat zilele și nopțile mele londoneze în paginile bine păzite din sketchbook-ul meu. Asta ne va permite să arătăm acel fel unic de emoții exprimate, elaborat prin diferite forme de artă. La sfârșitul zilei, oamenii care s-au perindat în această instituție, îmi permis să o numesc așa, vor fi cei care fac acest loc să capete valențe nebănuite. Ne-am creat locul nostru, dar și acela care lasă emoții acolo, îmbogățindu-l și îmbogățindu-ne emoțional și pe noi. Diaspora se întoarce acasă, scria cu entuziasm presa zilele trecute. Pentru prima dată când am aderat la Uniunea Europeană, numărul românilor care se întorc în țară este mai mare decât acelor care părăsesc România. Sunt foarte mulți români care revin în țară după ce au stat în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie. Sunt în special persoane tinere, cu vârste până în 40 de ani, care au revenit în localitățile natale unde s-au angajat sau unde și-au deschis mici afaceri. E plăcut să constați această dorință la unii dintre tineri de a reveni la origini, din peregrinările nu întotdeauna ușoare, prin străinătăți și școli, de a căuta cumva sensul mizei lor personale. E reconfortant să vezi că peste secole se reia ciclul pașoptiștilor care se întorceau din marele capitale a Europei unde studiaseră să pornească în țara lor proiecte și instituții noi. Păstrând proporțiile, acest fapt prinde parcă să încolțească din nou în spiritele tinerii românești. Cei talentați se întorc acasă, dar trebuie remarcat un fapt. Întoarcerea aceasta are și în spate alte persoane, la rândul lor educate în spiritul valorilor românești, ale civilizației și orizontului creștin, dus din generație în generație, părinții. Acești tineri care vin astăzi să reconstruiască în România
au fost crescuți în frica lui Dumnezeu, cu respectul față de părinți și dascăli, au participat la bunici, la tăiatul porcului, au stat în familie la masa de Paște și de Crăciun. Veți spune că nu e important, dar eu îndrăznesc totuși să cred că este chiar matricea revenirii la matcă în spiritul românesc. Aleluia!